Elevii lui Maxim au reușit ieri o performanță uriașă. Au câștigat meciul cu Șep și deținătoarea Cupei României cu scorul de 1-0. Albalbaștrii sunt acum la 90 de minute distanță de sferturile de final ale Cupei României. Antoniu Manolache a fost cel care a reușit să marcheze golul meciului. Tot ieri, sub privirile celor peste 5.000 de suporteri, a fost lansat și imnul oficial al Corvinului. O victorie, eu zic, muncită și meritată de întreaga echipă. S-a văzut de la primul minut până minutul 90+7. Vreau să felicit echipa, publicul și sunt mândru că am putut să ajut echipa. De asta am venit la Hunedoara și am luat cele 3 puncte și am dedicat golul o persoană dragă mie și familiei mele. Rămânem cu această victorie, o atmosferă extraordinară. Am inaugurat și imnul de bun augur. Lumea a fost alături de noi din primul minut. A fost un meci plăcut, zic eu, pentru spectatori și telespectatori. Am propus un joc curajos pentru că am făcut puțin vizionare, am pregătit meciul de la Metaloglobus. Ieri am făcut vizionarea, ce am putut să facem pe teren tactic. Băieții au înțeles foarte, foarte bine. Ștefănescu, nu mi-aduc aminte să fie avut vreo situație foarte bine. Nu vreau să felicit individual, dar ca grup și-au făcut toată lumea treaba. În momentul de față suntem ieșiți din această competiție. Ne-am prezentat foarte slab, lamentabil. N-am avut ocazii de gol. Am jucat contra unei echipe de Liga a doua și vreau să-i felicit pentru victorie. Astfel, Corvinu Hunedoara a urcat în clasamentul Cupei României pe locul 2 la egalitate de puncte cu ACS Petrolul, fiind la 90 de minute de sferturile de finală ale Cupei. La pauza meciului a fost lansat și imnul oficial al Corvinului, creat de trupa Pragul de Sus.